Pace și bine ați venit în casa Domnului. Suntem aici, așa cum spune și cântarea cu care aș dori să începem în seara aceasta, ca să auzim cuvântul sfânt. În casa ta, Doamne, aud cuvântul sfânt, cum nu mai pot să aud niciunde pe pământ. Cuvântul tău e plin de învățături și har, căci el e da, amin, și nu-i spus în zadar. Amin. În casa ta, Doamne, aud cuvântul sfânt, cum nu mai pot să aud niciunde pe pământ. Cuvântul tău e plin de învățături și har, căci el e da, amin, și nu-i spus în zadar. O zi cu tine de bucurii de pline și răsplătiri divine, când simt al Duhului sunt foc. O zi cu tine, Doamne, eu știu prea bine, mai mult e pentru mine decât o mie în alt loc. În casa ta, Doamne, aud cântări și vers, cum nu mai pot să aud niciunde în univers. Și sufletul nu vrea din alt izvor să bea decât din cel divin și ar din casa ta. O zi cu tine de bucurii de pline și răsplătiri divine, când simt al Duhului sunt foc. O zi cu tine, Doamne, eu știu prea bine, mai mult e pentru mine decât o mie în alt loc. Strofa treia, vă rog, predicați. În casa ta, Doamne, genunchii când mi plec, clipe de părtășii cu tine eu petrec. Și simt un tor din plin în vasul însetat, la glasul tău, amin, răspunde încetat. O zi cu tine de bucurii de pline și răsplătiri divine, când simți a Duhului sunt foc. O zi cu tine, Doamne, eu știu prea bine, mai mult e pentru mine decât o mie în alt loc. O zi cu tine de bucurii de pline și răsplătiri divine, când simt al Duhului sunt foc. O zi cu tine, Doamne, eu știu prea bine, mai mult e pentru mine decât o mie în alt loc. Amin. Doamne Tată, dorim să-ți mulțumim și pentru această seară. Este un dar din partea Ta pentru fiecare dintre noi, pentru că și astăzi am putut să venim în locul acesta unde să ne bucurăm împreună. Așa cum am cântat, Doamne, aici în casa Ta este mai bine decât o mie în alte parte, în alt loc. Îți mulțumim pentru locul acesta în care suntem aici, Doamne, să ne închinăm în prezența Ta și să ne bucurăm de Tine și, Doamne, de prezența Ta în mijlocul nostru. Am vrea, Doamne, cu adevărat să Te simțim la lucru și în această seară. De aceea suntem și am venit și în această seară aici, Doamne, cu dorința aceasta de a ne lăsa la dispoziția Ta și Tu să fii Cel care să Te apropii de noi și să ne vorbești fiecăruia. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, îți mulțumim, Doamne, pentru
harul pe care îl avem să fim copiii Tăi. Îți mulțumim pentru că ne-ai mântuit și ne-ai dat, Doamne, în dar viața veșnică. Îți mulțumim, Doamne, pentru biserica aceasta în care ne-ai așezat. Îți mulțumim pentru familiile care ne-ai binecuvântat. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce avem și am primit și primim din partea Ta. Am vrea, Doamne, să binecuvântăm numele Tău cel Sfânt pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi și din noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău. Doamne, îți mulțumim că putem învăța, Doamne, din el și putem să ne hrănim, putem crește, citindu-l, Doamne, studiindu-l. Ajută-ne să fim culoarea minte și în această seară la cuvântul Tău și să înțelegem ceea ce vrei Tu să ne spui, voia Ta pentru fiecare dintre noi. Binecuvintează fiecare suflet care este în seara aceasta aici. Doamne, cercetează-ne prin Duhul Tău cel Sfânt și Te rugăm, Doamne, ca Tu să lași harul Tău și binecuvântarea Ta peste noi toți. Și părtășia noastră și adunarea noastră în seara aceasta, în locul acesta, am vrea cu adevărat să fie binecuvântată de Tine. În numele Domnului Iisus Te-am rugat, ascultă-ne. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Domnul să vă binecuvinteze pe toți cei care în seara aceasta sunteți aici în casa Domnului, la închinare. Dați-mi voie să citesc câteva versete din psalmul cu numărul 91, un psalm din care, cel puțin în seara aceasta, vom cânta două cântări. Două cântări cunoscute cel puțin de mine, inspirate din psalmul cu numărul 91. Psalmul acesta spune: Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lanțul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui. Căscut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio norocire nu te va ajunge, nicio orgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi zbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi zbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin. Psalmul acesta, așa cum putem observa, nu are un autor, cel puțin cunoscut de noi, dar cu siguranță are un autor, dar nu ne este descoperit. Unii spun că ar fi scris de Moise, ca și psalmul 90, alții spun că ar fi psalmul lui Natan, alții că e vorba de Ezechia, alții de Isaia, alții de David și așa mai departe. Dincolo însă de autorul uman al acestui psalm, stă cu siguranță autorul divin, care este Dumnezeu. De asemenea, se știe că psalmul acesta este și o profeție cu privire la Domnul Iisus Hristos, la venirea Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta, atunci când spune: Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. Adică Domnul Iisus spune despre Domnul Dumnezeu: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Însă, cu siguranță, principiile psalmului acestuia se pot aplica în dreptul fiecăruia dintre noi, de asemenea. Psalmul acesta cred că a fost cel mai citat psalm
în anul acesta, în anul trecut, cu privire la pandemia aceasta prin care am trecut, legat de versetul 6 care vorbește despre ciumă, despre molimă, dar cred că se poate aplica indiferent de împrejurările vieții noastre, în orice moment, de fapt, din viața noastră. Observați câțiva termeni despre care vom cânta în seara aceasta, la un moment dat, într-o cântare, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Cel preanalt, în limba ebraică, este El Elion. Și vom auzi într-o cântare de numele acesta. De asemenea, se odihnește la umbra celui atotputernic. Este o cântare, de asemenea, care vom cânta în seara asta, poate ați auzit-o, El Shaddai, El Shaddai, care înseamnă exact lucrul acesta, așa nume, Cel Atotputernic. Zice despre Domnul. Observați că El este, citesc mai departe, locul meu de scăpare și cetățuia mea. Psalmistul prezintă în primele două versete, versetul 1 și 2, condiția și mai apoi promisiunea. Ca să beneficiem de promisiunea lui Dumnezeu, trebuie să îndeplinim condiția, prima condiție, care este versetul 1. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Să stăm și să ne așezăm efectiv sub ocrotirea celui preanalt. Se odihnește la umbra celui atotputernic. Acela poate zice într-adevăr, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu, Elohim, în care mă încred. Doresc ca în seara aceasta să ne rugăm în momentele noastre de rugăciune ca Dumnezeu să fie într-adevăr cetatea noastră. Dumnezeu să fie adăpostul nostru, să fie Dumnezeul în care ne încredem, locul nostru de scăpare, locul în care sau la care fugim, indiferent de împrejurările, situațiile din viața noastră, întotdeauna să știm că în Dumnezeu găsim un loc de scăpare și El e cu adevărat o soluție pentru problemele fiecăruia dintre noi. Psalmistul continuă și spune, da, El ne scapă, versetul 3, El ne acoperă cu penele Lui, versetul 5, nu trebuie să te temi, să ne temem de absolut nimic, o mie să cadă, va spune și cântarea pe care o să o cântăm imediat după rugăciune, o mie să cadă, versetul 7, alături de tine, 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Și versetul 9 spune, pentru că zici, locul, Domnul este locul meu de adăpost, pentru că zici, să dea Domnul să zicem, e important să zicem că Domnul este locul nostru de adăpost. Și nu numai să zicem, psalmistul continuă și spune și faci, trebuie și să facem din cel preanalt, spune cuvântul, turnul tău de scăpare. De aceea nicio norocire nu te va ajunge, e promisiunea cuvântului Dumnezeu, nicio orgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Amin. Ideea, cred că de bază sau principală din psalmul acesta este încrederea în Dumnezeu, indiferent de împrejurările sau situațiile din viața noastră. Nu numai să zicem, e important să zicem, da, că Dumnezeu este locul nostru de adăpost, dar să și facem din Dumnezeu cu adevărat turnul nostru de scăpare. Amin. Vă invit să ne ridicăm și rog pe fratele Dan Iomuț să ne conducă în rugăciune, voce tare înainte lui Dumnezeu. Amin. Amin. Doamne, să fugim de la lupta aceasta, dar să stăm împreună cu tine, Doamne, și să
Amin. Amin. Mulțumim, Doamne. Să mă duc tot înainte și cer, Doamne, ca biserica aceasta, Doamne, să fim potrivit de Tine, Doamne. Amin. Să aibă învățătură sănătoasă, Doamne. Amin. Să încerc ca Tu să învigorezi pe fiecare din Doamne. Amin. Să nu pierde putește niciodată. Amin. Să putem să venim la Tine, Doamne, orice probleme care avem în viețile noastre, Doamne. Amin. Să mergem la dispoziția Ta, Doamne. Amin. Să spunem din toată inima că Te iubim, Doamne, Dumnezeu. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Știe cineva cântarea asta? Da. Mă bucur. E o cântare care, de fapt, și prima cântare și cântarea aceasta, a doua cântare și a treia cântare, mai puțin ultima cântare din seara aceasta, sunt cântări de pe vremea tinereții mele. Îmi aduc aminte că pe când începeam să cânt, să învăț să cânt la chitară, erau cântările care le cântam foarte, foarte des. Acum 26 de ani, pe când aveam 16-18 ani. Cântări de asemenea frumoase. Și cred că sunt mai vechi, dacă dumneavoastră le știți, sunt mai vechi decât mine, poate. Haideți să le cântăm spre slava Domnului. O mie să cadă alături de Tine și 10.000 la dreapta Ta te vor cădea. Cu ochii privește să răsplătirea acelui rău, doar arul său te va salva. Acel ce sunt sub ocrotirea celui preanalt, la umbra celui atotputernic, face din el tun de scăpare, căci Domnul Sfânt e Dumnezeu meu, în care mă-ncred. E Dumnezeu meu, în care mă-ncred. O mie să cadă alături de Tine și 10.000 la dreapta Ta te vor cădea. Să vezi răsplătirea acelui rău, doar arul său te va salva. Să nu te temi de groaza din noaptea cea grea, nici de săgeata ce zboară ziua de ciumaria. Din întuneric să nu te temi, căci Domnul s-a păzit cărarea de ea. Căci Domnul s-a păzit cărarea de ea. O mie să cadă alături de Tine și 10.000 la dreapta Ta te vor cădea. Să vezi răsplătirea acelui rău, doar arul său te va salva. O mie să cadă alături de Tine și 10.000 la dreapta Ta de vor cădea. Cu ochii privește să răsplătirea acelui rău, doar arul său te va salva.
Amin. Ascultăm în continuare frați surori care doresc să laude pe Domnul în seara aceasta. Creștem iubirea în inima mea. Iisuse, Iisuse, mereu te-aș ruga. Thank you.
Nu o să recit o poezie, o să citesc o poezie. Se întâmplă din astea, dar e bine și așa. Poezia se intitulează Rugăciune. L-am rugat pe Domnul să-mi dea putere, El m-a făcut slab, ca să învăț modestia și smerenia. L-am rugat să-mi dea bogății ca să fiu fericit, El m-a făcut sărac să fiu înțelept. L-am rugat să-mi dea ajutor ca să pot face fapte mari. El a făcut din mine un om cu puțin curaj ca să pot face fapte bune. Am dorit să am mulți prieteni ca să simt că trăiesc, dar Dumnezeu a vrut să fiu mai mult timp singur ca să pot medita la suferințele Domnului Iisus Hristos. L-am rugat să-mi dea toate lucrurile, să mă pot bucura de viață. El mi-a dat viața ca să mă pot bucura de toate lucrurile. N-am primit aproape nimic din ceea ce am cerut eu, însă am primit tot ceea ce a trebuit să am. Oh, între toate ființele sunt o ființă binecuvântată. Amin. Spre cer sfios ca într-o oglindă și multe lucruri ni se par de neînțeles. Adesea nedreptatea încearcă să învingă, fiindcă rodul muncii încă n-am cules. Va fi o zi când vom vedea față-n față, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând, privind prin ceață, la lucruri ce se par îndepărtări. Va fi o zi la mii de întrebări, dar până atunci trăim crezând, privind prin ceață, la lucruri ce se par îndepărtări. De ce atâta suferință printre oameni? De ce săracii mor de foame între noi, când unii se desfat în lux și în buibare, pe alții lasă chiar să piară în nevoi. Va fi o zi când vom vedea față-n față, la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând, privind prin ceață, la lucruri ce se par îndepărtări. Va fi o zi când vom vedea față-n față, când vom primi
să nu mai fie aurul închis în zgură și robii toți să fie odată deslegați. Va fi o zi când vom vedea față-n față, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând, privind prin ceață, la lucruri ce se par îndepărtări. Va fi o zi când vom vedea față-n față, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând, privind prin ceață, la lucruri ce se par îndepărtări. Îndepărtat de Dumnezeu ca și Sodoma, pământul s-a umplut acum de urciun, dar iată ce-a adus păcatul printre oameni: dureri, necaz și nesfârșite amărăciuni. Va fi o zi când vom vedea față-n față, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând, privind prin ceață, la lucruri ce se par îndepărtări. Va fi o zi când vom vedea față-n față, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând, privind prin ceață, la lucruri ce se par fraților, problema. Eu am sosit aici ca să mă întreb cum mi-a spus cu părinții frate, că data trecută când am vorbit cu ei, ziceau că se reîntoarce în România, dar n-a știut că se reîntoarce de repede. Ceva probleme cu geam, care ar fi avut la noi, la biserică. Se întorc înapoi, da? No, cu atât mai bine, cu atât mai bine. Amin. Acum, cum o zice fratele Matei, că o mai citim, că n-am recitat de mult poezia asta, am recitat-o tot când era la Betania. Mâna care a scris pe zid era noapte. Babilonul se îmbăta în fericire, nepăsându-i că pe ziduri a vrăjmașului oștire își organiza asediul așteptând o zi cu har. Și în toiul vesilei împăratul Belșațar porunci să-i fie aduse din bogatul său tezaur ca un semn al biruinței, vasele de argint și aur,
vasele de mult luate din Ierusalim ca pradă. Și luând ocupă în mână, în mândrie și în fală, bău în cinstea zeilor de argint și lemn, crezând că sunt mai puternici, și uită de Dumnezeu. Dar vai, când lăsă pe împăratul cupa goală, vai, scuzați-mă că am și emoții deja, ochelariul meu, așa avea nevoie. Scuzați-mă că... Și lăsând o cupă în mână, în mândrie și în fală, Belșațar bău în cinstea zeilor de argint și lemn, crezând că sunt mai puternici, și uită de Dumnezeu. Dar când lăsă pe masă împăratul cupa goală, vai, văzu un vârf de mână lunecând pe tencuială și scrie pe zidul rece sub lumina de sfeșnic un mesaj ciudat din partea Dumnezeului cel veșnic. Împăratul plin de groază și dar Belșațar simți cum moartea se strecoară până la el și la semnul împărătesei că îl chemă pe Daniel. Daniele, spune-mi taina că-ți dau aur și rubine, ține-ți darurile tale toate împărate pentru tine. Totuși, iată taina dezlegării scrisul solului divin și citește-l astfel, mene, mene, tekel, ufarsin. Înțeles, aceasta înseamnă că împăratul numărat, scris de două ori înseamnă un cuvânt de neschimbat, căci pe același ce prin fapte l-ai hulit tu, împărate, zilele domniei tale ți le-a numărat pe toate. Tekel, cântărit înseamnă că și în altul creator, cântăritu-te-a pe tine și găsindu-te-a ușor. Ufarsin apoi înseamnă împărate, împărțit, căci într-o clipă marea ta împărăție altora va fi împărțită. Și înainte ca lumina să alunge a nopții abis, după poruncia scrisă Belșațar căzu ucis. Nefară întâmplarea de tot adevărul ei, dar se pune întrebarea, oare noi suntem mai grei? Tu, prietene și tu, frate, ai tu cugetul senin? Nu te-ar scrie și ție mâna, mene, mene, tekel, ufarsin? Cupa care ei în mână și cuvântul cel rostești, nu sunt ele oare o hulă către slăvile cerești? Veselia și ospățul, fericirea în care stai, sunt o slavă pentru Domnul, te vor duce ele oare în rai? Facă Domnul fiecare dintre noi să-i fie scris un mesaj, dar nu pe ziduri de ospețe, ci în paradis de acele sfinte cete cu rubine, să ne scrie, să ne fie scris sus în ceruri și pe tine și pe mine. Dar nu numărat să însemne cântărit și împărțit, ci slavă, slavă prin jertfa curățit și împărțit. Amin. Scuzați-mă că și emoțiile am avut așa acum. Vă ascultăm și cu cântarea.
Nimic nu sunt ostrob de tine, în care ai pus un bob de greu, un ciob în care a prins lumină, pustiu din care tu scoți un râu. Nimic nu sunt o cupă spartă, din care faci un herovin. Sunt omul care ți-a dat viața toată, fără să-mi pese de-al tău suspin. Nimic nu sunt un rom neprednic, chemat ca jugul tău să-l port, să dau deoparte piatra cea rece, când ai tu viață celui mort. Nimic nu sunt, o Doamne Sfinte, din care faci toiac de fer, o luminiță fumegână, ce multe fi v-au stea pe cer. Nimic nu sunt, doar tu ești totul, și tu te-ai dat ca preț al meu, făcând din peptul meu chivotul tău, ce poartă-n el pe Dumnezeu. Nimic nu sunt, nimic sub soare, dar tu te-ai dat pentru nimic. Învăț să fiu mereu mai mare, iar eu în veci mereu mai mic. Amin. Vârsta se cunoaște deja și puterea la voce. El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai, neschimbat ești din vecii, neschimbat în veci rămâi. El Shaddai, El Shaddai, Er Kamkana Adonai, te adorăm în duh și în grai, El Shaddai. Amin. Așa cum deja v-am spus în seara aceasta la început, El Shaddai înseamnă Dumnezeu atotputernic. El Eliona înseamnă Cel preanalt, neschimbat ești din vecii, neschimbat în veci rămâi. El Shaddai, El Shaddai, Er Kamkana înseamnă Dumnezeu, te iubim, sau Cel prea iubit. Adonai înseamnă Doamne sau Domnul. Te adorăm în duh și în grai, El Shaddai. Cântarea asta o știe cineva? O știți foarte bine. Dacă nu, ceilalți învățăm. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, neschimbat ești din vecii, neschimbat în veci rămâi. El Shaddai, El Shaddai, Er Kamkana Adonai, te adorăm în duh și în grai, El Shaddai. În timpul acestei cântări ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie.
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, neschimbat ești din vecii, neschimbat în veci rămâi. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai, te adorăm în duh și în grai, El Shaddai. Prin iubire ai jertfit și pe Isaac l-ai izbăvit, brațul tare-i ridicat, marea s-a făcut uscat. Ai salvat-o pe Agar, căci tu îl vezi pe cel fugar, și din Egipt pe rob i-ai slobozit. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, neschimbat ești din vecii, neschimbat în veci rămâi. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai, te adorăm în duh și în grai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, neschimbat ești din vecii, neschimbat în veci rămâi. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai, te adorăm în duh și în grai, El Shaddai. În Scripturi ne-ai arătat că Fiul tău s-a întrupat, că la oameni ai trimis pe Mesia cel promis. Dar puțini au înțeles că El e mielul cel ales, și-al tău plan s-a împlinit prin Iisus cel răstignit. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, neschimbat ești din vecii, neschimbat în veci rămâi. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai, te adorăm în duh și în grai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, neschimbat ești din vecii, neschimbat în veci rămâi. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai, te adorăm în duh și în grai, El Shaddai. Amin. Haideți să ne ridicăm și vă rog să deschideți cuvântul Domnului în seara aceasta în cartea 2 Samuel, să citim din capitolul 5, primele 5 versete. 2 Samuel, capitolul 5, primele 5 versete. Toate semințiile lui Israel au venit la David în Hebron și au zis: iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. Chiar odinioară, când Saul era împăratul nostru, tu povățuiai și strângeai pe Israel. Domnul ți-a zis:
Tu vei paște pe poporul meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel. Astfel toți bătrânii lui Israel au venit la împărat în Hebron și împăratul David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului. Și au uns pe David împărat peste Israel. David era în vârstă de 30 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 40 de ani. La Hebron a domnit peste Iuda 7 ani și 6 luni și la Ierusalim a domnit 33 de ani peste tot Israelul și Iuda. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am ajuns în seara aceasta în cartea 2 Samuel. Nu o să facem recapitulare pentru că și așa mesajul meu este destul de lung în seara asta și s-ar fi lungit mai mult cu recapitularea, poate cu altă ocazie. E foarte greu, vă mărturisesc, să faci un rezumat în câteva minute sau câteva zeci de minute pe o carte de zeci de capitole. Dar o să vreau să ne uităm în seara aceasta pe scurt la cartea aceasta 2 Samuel. Am pregătit de data asta și o hartă. Și aș dori să vedem pentru început câteva bătălii sau câteva victorii ale lui David în cartea 2 Samuel. Dacă vă uitați în capitolul 5, versetul 17, la un moment dat spune aici că filistenii au pornit spre David sau au aflat că David fusese uns împărat peste Israel și s-au suit toți să îl caute. David, căruia i s-a dat de știre, s-a coborât în cetățuie. Filistenii au venit și s-au răspândit în valea Refaim. Dacă vedeți culoarea orange ar trebui să fie sau portocaliu, aia e portocaliu sau galben, o văd de aici. E portocaliu? Așa, pornesc din Gat, filistenii și ajung în valea, vedeți puțin dacă dă să Valley of, nu știu exact cum se pronunță în engleză, valea Refaim, pornesc înspre David, să, împotriva lui David. Vedeți cu albastru mai apoi, David ca o replică pornește împotriva lor înspre Gezer cu albastru, linia cu albastru și spune versetul 18, au venit, s-au răspândit în valea Refaim, David, cum spuneam, contraatacă și învinge pe filisteni la Gezer. În 2 Samuel 5:25 spune că David a făcut cum îi poruncise Domnul și a bătut pe filisteni de la Geba până la Gezer. Mai apoi o altă bătălie a lui David, tot aici în cartea aceasta, capitolul 8, versetul 3, cu linia MOV, vedem că David pornește înspre versetul 3, numele este Hadadezer, merge până în sus, spune aici versetul 3, David a bătut pe Hadadezer, fiul Rehob, împăratul din Țoba, când s-a dus să-și așeze iarăși stăpânirea peste râul Eufrat. Edomiții, mai mult de atât, în capitolul 8, versetul 13, cu roz, dacă vedem, culoarea roz, edomiții amenință pe David la Valea Sărată, capitolul 8, versetul 13. Vedeți, pornesc de jos, de la Bozrac, până la Valea Sărată, pornesc împotriva lui David, dar David, de asemenea, îi învinge pe edomiți, versetul 14 spune la întoarcere sau 13 prima dată la întoarcerea de la cu albastru. E David vine înapoi la Valea Sărată, la întoarcerea de la biruința lui asupra sirienilor. David și-a făcut iarăși un nume bătând în Valea Sării 18.000 de edomiți. A pus străji în Edom, a pus străji în tot Edomul și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David pretutindeni pe unde mergea.
Și mai sunt, evident, și dacă citiți sau citit poate cartea 2 Samuel, nu o să-i număr toate bătăliile lui David, acestea au fost câteva de la începutul cărții 2 Samuel. Cartea 2 Samuel este, de fapt, o continuare a evenimentelor sau întâmplărilor din cartea 1 Samuel. Ultima dată vorbeam din cartea 1 Samuel și, vă aduceți aminte, am intitulat-o După inima oamenilor sau După inima lui Dumnezeu. Sau spuneam totodată ce se întâmplă când aleg oamenii și ce se întâmplă când alege Dumnezeu. Data trecută am avut sau am văzut un om ales de oameni și anume pe Saul și viața lui. În seara aceasta aș dori să ne uităm la un om ales de Dumnezeu sau după inima lui Dumnezeu care este David. E foarte interesant că 1 Samuel, cartea 1 Samuel începe cu o rugăciune, rugăciunea lui Ana, vă aduceți aminte, cartea 2 Samuel frumos se încheie tot cu o rugăciune, cu rugăciunea lui David. În cartea 2 Samuel nu vedem altceva decât viața lui David. Cartea 2 Samuel și începe cu expresia aceasta, dacă ne uităm în primul capitol, spune primul verset din 2 Samuel, după moartea lui Saul, David. Începe de fapt un nou capitol al poporului Dumnezeu sub domnia lui David. Se încheie, putem spune, capitolul cu Saul și începe domnia sau împărăția lui David, viața lui David. De aceea am și intitulat cartea aceasta 2 Samuel, Viața lui David, pentru că totul în această carte este despre David. Deși împărat, David în viața lui a avut reușite, a avut succese și biruințe, dar în același timp David a avut și probleme, David a avut și eșecuri sau falimente. Și dacă stăm și ne gândim, la fel este viața fiecăruia dintre noi. Uneori suntem pe val, cum se spune, nu-i așa? Alteori suntem în vale. Dumnezeu îngăduie la un moment dat sau uneori îngăduie victorii, realizări, dar Dumnezeu în același timp îngăduie în viața noastră și probleme sau falimente. Toate acestea sunt cu un scop în viața noastră. Indiferent prin ce trecem în viața noastră, aș dori să înțelegem în seara aceasta că totul este și se întâmplă în viața noastră cu un scop. Viața noastră este, dacă vreți, cu urcușuri și coborâșuri. Suntem în vale, suntem sus, suntem jos. La fel a fost și viața lui David. Dar haideți să ne uităm în viața lui David în primele capitole din această carte și să vedem împreună câteva din biruințele lui. Nu o să le amintesc pe toate, că sunt multe. Ideea este, sau important este să prindem ideea, și anume faptul că aceasta a fost viața lui David și cu biruințe, dar și cu falimente sau înfrângeri, cum este de fapt viața fiecăruia dintre noi. Una din biruințele lui David a fost biruința lui asupra curselor dușmanului sau cursei dușmanului. Primele capitole aduc în atenția noastră în cartea aceasta moartea lui Saul. Jale mare, nu-i așa? După moartea lui Saul. Dar nu numai jale a fost și dezbatere după moartea lui Saul despre cum a murit Saul, cine l-a omorât pe Saul sau în ce împrejurări a murit Saul. La un moment dat, dacă ne uităm în primul capitol, vine la David un om din tabăra lui Saul care îi aduce la cunoștință că Saul a murit, atât Saul cât și Ionatan au murit. Și David îl întreabă pe omul acesta, dar de unde știi că Saul a murit și a murit și Ionatan? Și observați, vă rog, că începe minciuna. Versetul 6, primul capitol. Și tânărul care aducea aceste vești a răspuns, am venit din întâmplare pe muntele Gilboa și Saul stătea rezemat în sulița lui și carele și călăreții erau aproape să-l ajungă, povestea omul.
Întorcându-se, m-a văzut și m-a chemat. Eu am zis, iată-mă. Și el mi-a zis, cine ești? I-am răspuns, eu sunt amalecit. Și a zis, apropie-te, dar și omoară-mă, căci m-a apucat amețeala, măcar că sunt încă plin de viață. M-am apropiat de el și l-am omorât, știind bine că n-avea să rămână cu viață în urma înfrângerii. Am luat cunună împărătească de pe capul lui și brățara pe care o avea la braț și le-am adus aici domnului meu. De ce spun că era minciună? Pentru că noi știm cum a murit Saul. Capitolul 31, 1 Samuel, pe cealaltă pagină, dacă vă uitați, versetul 4, spune, Saul a zis atunci celui ce aducea armele, scoate-ți sabia, străpunge-mă, ca nu cumva acești netăiați împrejur să vină să mă străpungă și să-și bată joc de mine. Cel ce-i ducea armele n-a voit că ce era teamă și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și au murit împreună cu el. Omul acesta credea că aducând o veste bună lui David, va primi cumva o recompensă sau va fi cumva favorizat de împărat pentru că l-a omorât pe cel mai mare dușman al lui, al lui David. Era de fapt o minciună, dar în același timp era și o cursă pentru David. În capitolul 4, tot aici în 2 Samuel, versetul 10, observați că spune, pe cel ce a venit să-mi spună, iată, Saul a murit, și care credea că îmi aduce o veste bună, l-am prins și l-am omorât la Țiglag ca să-l răsplătesc pentru știrea lui. În vremea aceea, cel care aducea vești bune împăratului erau recompensați sau erau favorizați înaintea împăratului sau la curtea împăratului. Omul credea că David se va bucura că a scăpat de Saul și el, printr-o minciună, urma să fie cumva avansat într-o poziție la curtea regelui. Însă David, ca un om al lui Dumnezeu, se prinde de cursa întinsă și ce face? Capitolul 1, versetul 13, David a zis tânărului care îi dusese aceste vești, de unde ești? Și el a răspuns, sunt fiul unui străin, unui amalecit. David a zis, cum nu ți-a fost frică să pui mâna pe unsul Domnului și să-l omori? Și David a chemat pe unul din oamenii lui și a zis, apropie-te și omoară-l. Omul acela a lovit pe amalecit care a murit. Și David i-a zis, sângele tău să cadă asupra capului tău, căci gura ta a mărturisit împotriva ta, fiindcă ai zis, am omorât pe unsul Domnului. Vedeți, ca și omul acesta, sunt și astăzi oameni care caută poziții sau funcții, caută să fie promovați, dar prin minciună. Și vă dau un exemplu. M-a sunat cineva de la o companie săptămâna trecută și m-a întrebat așa, Biserica Baptistă Română? Și am zis da. Puteți sau poți, că în engleză nu este la plural, zice, poți să îmi confirm, te rog, că persoana X, un nume asiatic, abia am înțeles ce nume era, era un nume asiatic, pot să-mi confirm că X a fost păstor asistent la biserica voastră în ultimii 5 ani de zile? Și eu, nedumerit, mai întreb o dată. Excuse me, can you repeat please? Și repetă, persoana cu numele X a fost în ultimii 5 ani păstor asistent la biserica dumneavoastră? Și zic eu, Romanian Baptist Church? Și zice, da. Și zic, îmi pare rău, dar în primul rând, numele care mi l-ați dat nu sună a nume românesc. Nu cred că este un nume românesc. Și în al doilea rând, eu sunt păstorul bisericii aici de 8 ani de zile, dar n-am avut niciun păstor asistent. Dar zic, întreb de curiozitate, de ce? Și îmi zice, pentru că omul respectiv vrea să se angajeze la compania noastră
și a trecut aici în documentele de angajare că a lucrat la Biserica Baptistă Română din Arizona ca păstor, cinci sau în ultimii cinci ani de zile. Oameni care vor să obțină beneficii sau poziții prin minciună. Exact ca și omul acesta, în cazul de față. Și s-ar putea să meargă un timp. Dar mai devreme sau mai târziu, nu numai că va ieși la iveală, dar vor fi și consecințe. Solomon în cartea Proverbe spune la un moment dat că e dulce pâinea minciunii, s-ar putea să reușești, pâinea minciunii să fie dulce, adică s-ar putea să îți meargă bine prin minciună, s-ar putea să îți meargă chiar ani de zile bine, dar la un moment dat spune Solomon, cel care spune minciuni nu va scăpa, nu va scăpa. David biruiește cursa care îi se întinde și nu numai atât. Foarte interesant și frumos în același timp, Dumnezeu în suveranitatea sa se folosește de amalecitul acesta. E discutabil dacă era amalecit sau și asta era o minciună, dar Dumnezeu se folosește de un astfel de om, culmea, ca să aducă brățara și cununa împăratului Saul, celui care avea să fie următorul împărat pregătit de Dumnezeu și anume David. Nu cred că a realizat omul acesta sau amalecitul acesta, ce face, dar Dumnezeu de multe ori își duce planul lui la îndeplinire chiar prin dușmanii lui. David a învins cursa unuia din dușmanii lui. Și spun, Doamne, ajută-ne să putem descoperi și noi să putem deosebi cursele întinse de cel rău în viața noastră și prin ajutorul Tău să le putem birui. O altă biruință a lui David a fost biruința lui David la Iuda, capitolul 2. Observăm că David este uns împărat la Iuda. Versetul 4 spune, bărbații lui Iuda au venit și au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda. Numai că un lucru frumos înainte să se întâmple lucrul acesta este că David se consultă cu Dumnezeu. Uitați versetul 1 din capitolul 2 ce spune, după aceea, David a întrebat pe Domnul. A întrebat pe Domnul, să mă sui în vreuna din cetățile lui Iuda? Domnul i-a răspuns, suie-te. David a zis, unde să mă sui? Și Domnul a răspuns, la Hebron. Foarte frumos, David se consultă cu Dumnezeu și spune, Doamne, să plec? Dacă da, Doamne, unde să plec? Observăm că David nu face nici cel mai mic pas fără voia lui Dumnezeu, fără să întrebe pe Domnul său. De fapt, întreaga carte, 2 Samuel scoate în evidență în mai multe ipostaze pe David, care cere aprobarea lui Dumnezeu în toate lucrurile. De aceea aș vrea să învățăm în seara aceasta de aici, de la David, și aș vrea să înțelegem și în noi și așa cum am spus, să învățăm de la David că orice biruință în viața noastră vine în urma consultării cu Dumnezeu. Trecem printr-o situație în care nu știm cum să procedăm, ce să facem, încotro să mergem, să-L întrebăm pe Domnul. Doamne, ce să fac? Doamne, care e voia Ta? Încotro să mă îndrept? Și dacă, probabil ați spune, Domnul răspunde, așteaptă, așteaptă. Niciodată vă mărturisesc că nu am regretat când am așteptat după răspunsul Domnului. Nu am regretat niciodată când am așteptat după răspunsul Domnului în orice situație, dar regret când am acționat în grabă, fără să mă consult cu Dumnezeu. Consultarea cu Dumnezeu sau aducerea oricărei situații cu care ne confruntăm în fața lui Dumnezeu garantează biruința sau binecuvântarea din partea Domnului. O altă biruință pe care o vedem în cartea 2 Samuel a lui David este
În capitolul 3, capitolul 4, David împărat peste tot Israelul. În capitolul 3 vedem, chiar versetul 1, războiul civil între casa lui Saul, casa lui David, cu slăbirea casei lui Saul, spune cuvântul. În capitolul 4 mai apoi vedem eliminarea lui Isboșet, fiul lui Saul, care a intentat și el la conducerea lui Israel, iar în capitolul 5 vedem pe David împărat asupra întregului Israel. Ce mare biruință, am putea spune. Capitolul 5, textul pe care l-am citit: toate semințiile lui Israel au venit la David în Ebron și au zis: iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. E interesant cum au venit, spune cuvântul, toate semințiile lui Israel la David să-i ceară lui David să împărățească peste ei. Expresia aceasta, noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta, nu are conotații sau semnificații doar biologice, ci expresia aceasta scoate în evidență mai mult de atât. Bătrânul Israel au vrut să spună prin expresia aceasta: noi, David, știi bine, noi tot timpul am stat împreună, noi tot timpul am stat unii lângă alții, atât în putere, adică oasele, cât și în slăbiciune, adică respectiv carnea. Ei erau gata să facă un legământ împreună cu David, care să devină împăratul lor, ceea ce se și întâmplă, versetul 3. David a făcut un legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului și au uns pe David împărat peste Israel. Cum cu David ca și împărat sunt și astăzi unii oameni care pur și simplu nu pot înțelege cum a ajuns David împărat peste Israel, nefiind urmașul lui Saul. Pentru că de obicei în vremea aceea, la tronul unei împărății sau a împăratului urmau cei din familie. Titlul de împărat se moștenea de fapt de la unul la altul. David nu avea niciun drept, nici o moștenire, n-avea nicio moștenire de la Saul. A apărut, am spune noi, așa de nicăieri. Însă Dumnezeu era și este la cârma istoriei întregii lumi. Un lucru este sigur și este vrednic de crezut: Dumnezeu este Cel care l-a ales pe David ca împărat. David îndeplinea din perspectiva lui Dumnezeu toate condițiile pentru a fi împărat. Era urmaș al lui Iacov, era sânge, spune versetul 1, și carne din carnea lor. Chiar și cu Saul împărat, David conducea campaniile militare ale lui Israel și Dumnezeu mai mult de atât l-a chemat să fie păstor și conducător peste Israel. Capitolul 5, versetul 2. Chiar odinioară când Saul era împăratul nostru, tu povățuiai și strângeai pe Israel. Domnul ți-a zis: tu vei paște pe poporul meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel. Foarte interesant, prima dată când se folosește imaginea aceasta de păstor pentru un împărat al lui Israel. Prima dată când vedem imaginea aceasta de a păstori, de pășune, de păstor pentru un împărat al lui Israel. Dincolo de conducerea omenească, imaginea păstorului care își paște poporul sau turma scoate de fapt în evidență nimic altceva decât caracterul lui Dumnezeu însuși. David spune, vă aduceți aminte, în Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Capitolul 6, mai departe, avem exemplul chivotului lui Dumnezeu, simbolizând prezența lui Dumnezeu, chivot care ajunge în Obed-Edom după ce Uza este rupt pe loc pentru că atinge chivotul când Dumnezeu a interzis efectiv lucrul acesta.
Avem apoi capitolul 7, poate cel mai important capitol din întreaga Biblie. De ce? Este capitolul 7. Pentru că aici vedem, de fapt, legământul pe care Dumnezeu îl face cu David. Capitolul 7, versetul 8. Acum să spui robului meu David, așa vorbește Domnul oștirilor, te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste Israel. M-am gândit la versetul acesta când l-am citit, de unde m-a luat Dumnezeu pe mine ca să-L slujesc, să ajung pe pășunile Phoenix-ului, da? Sau bisericii din loc. Pe David l-a luat de la oi, de la pășune. Pe mine m-a luat de la fotbal, de pe terenul de fotbal. Așa lucrează Dumnezeu câteodată. Versetul 16 sau uneori. Casa ta, spune, împărăția ta, vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Legământul lui Dumnezeu cu David. Capitolul 8 mai apoi prezintă biruințele lui David asupra filistenilor, moabiților, sirienilor, adică David își consolidează împărăția sau își mărește împărăția. Capitolul 8, versetul 15, spune: David a împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Capitolul 9, de asemenea, un episod frumos. În capitolul 9 vedem bunătatea lui David față de Mefiboset, fiul lui Ionatan. În vremea aceea, cel care ajungea la putere și era împărat, trebuia să omoare pe toți cei din casa fostului împărat, ca nu cumva unul din ei să aibă pretenții la tronul împărăției. David însă spune... Capitolul 9, versetul 3, împăratul a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul, fostului împărat, de ce? Ca să mă port cu el cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului: mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. David îl duce pe Mefiboset în palatul lui și îl pune să stea chiar la masă cu el, cu împăratul. Și în imaginea aceasta ne putem vedea și noi înșine. În fața lui Dumnezeu eram niște ologi spiritual, merita moartea, blestemul, însă a venit Iisus Hristos și a întrebat: este cineva ca să mă port cu el, cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și toți cei care am crezut și ne-am aplecat și ne-am smerit în fața împăratului, am ajuns să stăm la masă cu Dumnezeu, în ciuda meritelor noastre. Slavă Domnului pentru asta! Aduceți-vă aminte că Mefiboset spunea lui David la un moment dat: cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Și cu acest câine mort, David s-a purtat, spune cuvântul, cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Și a spus: vei mânca totdeauna la masa mea ca unul din fiii mei. Ce frumos! Capitolul 10, mai departe, o altă biruință a lui David asupra amoniților, după care ajungem în capitolul 11. Unde vedem căderea lui David sau păcatul lui David cu Batșeba. Viața lui David, spuneam la început, a fost cu reușite și biruințe, dar David a avut și probleme și falimente sau eșecuri. Uitați-vă, vă rog, la păcatele și o să vedeți de ce spun păcatele și nu păcatul, păcatele lui David, dar în același timp pocăința lui. Capitolul 11 vorbește despre cel mai mare, am putea spune, faliment din viața lui David, păcatul lui cu Batșeba și uciderea lui Urie, bărbatul acesteia. În loc să fie alături de armata lui, în luptă, cum a fost întotdeauna, David spune:
primele versete din capitolul 11, că rămâne la Ierusalim, o vede pe Batseba, o dorește, se culcă cu ea și surpriză. Un lucru la care David nu se aștepta. Femeia rămâne însărcinată. David, când aude, căuta evident să ascundă, căuta să rezolve situația aceasta, să nu cumva să se audă că e însărcinată cu copilul lui. Ce face? Îl cheamă pe bărbatul femeii și îi spune: du-te acasă și culcă-te cu nevastă ta, ca nu cumva să se afle că e copilul meu, să reasă că e copilul tău. David comite păcat după păcat. Adulter, minciună, vrea să acopere. Numai că planurile lui David n-au funcționat. De ce? Știm bine, Urie, bărbatul femeii, n-a plecat acasă, ci a rămas, spune cuvântul, alături de slujitorii lui, pentru că era vreme de război. Și David din nou pune alt păcat la cale. Când aude lucrul acesta, plănuiește să-l omoare. Moartea lui Urie. Urie este mort și acum David probabil spunea, e liniștit și poate să o ia pe nevasta lui, pe Batseba, acasă. Și spune versetul 26 din capitolul 11, nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. După ce au trecut zile de jale, David a trimis să o ia și a primit-o în casa lui. El i-a fost nevastă și a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. Adulter, minciună, crimă. După care Dumnezeu, vă aduceți aminte, în capitolul următor 12, îl trimite pe Natan la David, care se-i spune o istorioară din care David ajunge să se condamne el singur cu bogatul care primește un musafir și în loc să ia din oile lui să pregătească mâncarea musafirul respectiv, ia din oile săracului care avea de fapt o singură oaie, lăsându-l fără nimic. David spune, vă aduceți aminte, cine a făcut așa ceva trebuie terminat. Cine a făcut așa ceva este vrednic de moarte. Și Natan îi spune, tu ești acela. Tu ești acela. David, copleșit de durere, foarte pe scurt amintesc, zdrobit de durere, își recunoaște vina și spune, am păcătuit împotriva Domnului. Și răspunsul lui Natan este, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri, sensul este aici, Domnul trece cu vederea, dar copilul care l-ai făcut cu Batseba va muri. Cum întrebarea și nedumerirea noastră este, și probabil se întreabă unii, cum poate un Dumnezeu drept să ierte parcă atât de ușor? Cum poate un Dumnezeu drept să treacă cu vederea astfel de păcate? Adulter, minciună, crimă, moartea unui copil, păi niciun judecător drept nu trece cu vederea astfel de păcate, astfel de fapte. Cum poate Dumnezeu să ierte parcă atât de ușor? Și răspunsul la întrebarea aceasta, dacă deschideți împreună cu mine, îl găsim în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 3, versetul 25 și 26. Spune Pavel aici așa, pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui. Și urmează, ascultați, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte. Adică păcatele din Vechiul Testament, în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus.
Răspunsul, dragii mei, la toate nedumeririle sau îndoielile noastre, probabil cel mai important verset când e vorba despre relația dintre Vechiul și Noul Testament, este versetul acesta 25 din Romani, capitolul 3. Dumnezeu cumva, fără să înțelegem noi în totalitate, și cu siguranță nici David n-a înțeles atunci, Dumnezeu cumva, chiar în ciuda neînțelegerii noastre, a privit în viitor înspre jertfa Domnului Iisus Hristos, o jertfă de ispășire pentru toate păcatele, de orice natură ar fi ele, adulter, crimă, viol, abuz, minciună și așa mai departe, și a spus: trec cu vederea toate păcatele de dinainte, iert totul. Extraordinar Dumnezeu avem. Versetul 25, mai citesc o dată. Pe El, pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui. Căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în contul chiar din Vechiul Testament, Dumnezeu a trecut prin vederea păcatele dinainte în contul lui Iisus Hristos, în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca acum, în vremea de acum, să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Dacă este cineva aici prins în anumite păcate sau legați de anumite patimi, indiferent cât de multe sau grave ar fi ele, să nu uităm că Iisus Hristos de aceea a venit în lumea aceasta să propovăduiască, să dăruiască iertarea, eliberarea, izbăvirea, slăvit să fie Dumnezeu. Iisus Hristos e gata să treacă cu vederea peste păcatele noastre cu o condiție: pocăința. Pocăința noastră. Capitolul 12 din 2 Samuel, versetul 13-14, spune: David a zis lui Natan: am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David: Domnul îți iartă păcatul sau trece cu vederea, nu vei muri, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l uliască, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Dumnezeu iartă, dar consecințele păcatelor sau păcatului rămân. Cel mai sigur că David avea remușcări în urma păcatului cu Batșeba, avea dureri chiar în trupul său. Unul din psalmii lui de pocăință este psalmul cu numărul 6. Primele două versete spun în felul următor, psalmul 6, versetul 1 și 2. Doamne, spunea David, nu mă pedepsi cu mânia ta, nu mă mustra cu urgia ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Se presupune că în urma păcatului săvârșit, David a fost lovit cu lepră. Deși în curtea împărătească, fiind cu tot felul de gărzi care să-l păzească, totuși nimeni nu-l putea păzi de mânia și urgia lui Dumnezeu. Toate acestea datorită păcatului care roade, efectiv macină, lăuntrul omului, afectează viața omului și fizic și spiritual și moral din toate punctele de vedere. De aceea spun, Doamne, ajută-ne să ne păzim și să ne ferim, să fugim efectiv de orice ispită care ar putea să ne atragă în păcat, în capcanele păcatului. O altă problemă din viața lui David, și vreau să vedem că de acum încolo, din capitolul 11 încolo, până la sfârșitul cărții, nimic nu va mai fi la fel ca și înainte în viața lui David. Nimic nu mai este la fel. Din capitolul 11, în momentul păcatului, chiar dacă Dumnezeu îl iartă,
Nimic nu mai este la fel ca și înainte în viața lui David, datorită păcatului lui David. David merge din problemă în problemă. Și la fel ca și în cazul biruințelor, nu o să pot aminti toate problemele sau păcatele falimentului David. Dar David de aici încolo merge din problemă în problemă, din faliment în faliment. După păcatul și problemele cu Batșeba, uciderea lui Urie, moartea copilului și așa mai departe, observați că Amnon, o altă problemă, Amnon fiul lui David, păcătuiește cu sora sa Tamar. Capitolul 13, versetul 10, spune așa: atunci Amnon a zis Tamarei, adu mâncarea în odaie și s-o mănânc din mâna ta. Tamar a luat turtele pe care le făcuse și le-a dus fratelui său Amnon în odaie. Pe când îi le dădea ea să le mănânce, el a apucat-o și a zis, vino soro și culcă-te cu mine. Ea i-a răspuns, nu frate, nu mă necinsti, căci nu se face așa în Israel, nu face mișelia aceasta. Unde mă voi duce eu cu rușinea mea? Și tu vei trece drept un mișel în Israel. Acum vorbește, te rog, împăratului și nu se va opri să fiu a ta. Dar el n-a vrut să o asculte. A silit-o, a necinstit-o și s-a culcat cu ea. Și ce face David? Nimic. Cel mai potrivit cuvânt biblic, nimic. Uitați-vă, vă rog, versetul 21. Spune în 2 Samuel 13. Împăratul David a aflat toate aceste lucruri și s-a mâniat foarte tare. Dar nimic mai mult. Atât. S-a mâniat foarte tare. Nu face nimic. Aude însă Absalom ce a făcut fratele lui și Absalom plănuiește să-l omoare pe fratele lui, pe Amnon. După care Absalom ajunge un fugar de frica tatălui său David care îl urmărea. Capitolul 14, mai departe, vedem Ioab vede durerea lui David după fiul său Absalom și pune la cale să-l aducă pe Absalom acasă. Absalom se întoarce acasă la tatăl său David, însă David inițial nu-l primește. Capitolul 14, versetul 24 spune că împăratul a zis să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă fața. Și Absalom s-a dus în casa lui și n-a văzut fața împăratului. Mai trece însă un timp și David se hotărăște totuși să-l primească pe fiul său Absalom și chiar e gata să-l ierte. Versetul 33 din capitolul 14. Ioab s-a dus la împărat și a spus lucrul acesta și împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui, împăratul a sărutat pe Absalom. După care, culmea, apare o altă problemă. După care zici că, spuneam că s-a rezolvat cumva problema între David și Absalom, culmea, apare o altă problemă, capitolul 15. Absalom câștigă încrederea oamenilor din Israel și culmea se răscoală împotriva tatălui său. Și din momentul acesta se formează două tabere în popor, oamenii lui David și oamenii lui Absalom. Și David, foarte interesant, de data aceasta ajunge el să fugă de Absalom părăsind Ierusalimul. Capitolul 15, versetul 30. David a suit dealul măslinilor, suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale. Și toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și suiau plângând. Urmează capitolul 16. Când Absalom intră și preia Ierusalimul. Capitolul 17 și 18, vedem continuă lupta între fiul și tată, între David și Absalom. David vrea și el să plece în căutarea sau în capturarea fiului său Absalom, însă poporul nu îl lasă să meargă cu ei. Însă David spune, capitolul 18, versetul 5, împăratul a dat următoarea poruncă lui Ioab, lui Abishai și lui Itai, pentru dragostea pe care o aveți față de mine, purtați-vă blând cu tânărul Absalom. Și tot poporul a auzit porunca împăratului.
dată tuturor căpeteniilor cu privire la Absalom. Numai că nu iese chiar cum și-ar fi dorit David. Oamenii lui David pornesc la luptă și înving pe cei din tabără lui Absalom. Absalom moare, vă aduceți aminte, spânzurat de un stejar, și David ajunge să-și plângă fiul. Pe cel pe care l-a urmărit să-l captureze, ajunge să-l plângă. Capitolul 18, versetul 33. Atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns. Pe când mergea, zicea: fiul meu Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău? Absalom, fiul meu, fiul meu. După care, mergând mai departe, apare o altă problemă. În viața lui David, în poporul lui Dumnezeu, foametea de 3 ani de zile. Capitolul 21, din nou bătălii cu filistenii. Foarte interesant, bătăliile cele mai multe în vremea aceea erau cu filistenii, care sunt și astăzi ale lui Israel. Fâșia aceea Gaza nu sunt alții decât de fapt filistenii, care luptele între ei cu Israel. Spune mai departe, spuneam, din nou au loc bătălii cu filistenii, după care Dumnezeu decide să aducă vremuri mai bune peste David și peste poporul său. Și ca răspuns la vremurile îngăduite de Dumnezeu peste David și poporul său, David ce face? Compune o cântare, care este de fapt Psalmul 18, capitolul 23, versetul 5. Și David în cântarea aceasta laudă pe Domnul. Spune măcar că nu este, citim versetul 5 din capitolul 23, printre ultimile cuvinte ale lui David, spune: măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuși El a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face El oare să răsară din El tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? Și am zice că totul se termină cu bine. Însă David, foarte interesant, comite un alt păcat, din nou. Numărând și lăudând pe toți vitejii care au fost alături și în loc să-și pună încrederea în Dumnezeu, își pune încrederea în numărul oamenilor. Domnul se mânie pe David și aduce pe diapsa în dreptul poporului, însă îl pune pe David să aleagă una din trei pedepse. Capitolul 24, versetul 12. Du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul, îți spun înainte trei nenorociri, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și a făcut cunoscut lucrul acesta, zicând: vrei 7 ani de foamete în țara ta? Sau să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor tăi, care te vor urmări? Sau să bântuie ciuma 3 zile în țară? Acum alege și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. David a răspuns lui Gad: sunt într-o mare strâmtoare, of! Spunea David, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Domnul a trimis ciuma în Israel de dimineață până la vremea hotărâtă și din Dan până la Berșeba au murit 70.000 de oameni din popor. Și ce face David? Își recunoaște vina? Se pocăiește înaintea lui Dumnezeu, își recunoaște păcatul, aduce jertfe pe altarul lui Dumnezeu ca să Dumnezeu să oprească urgia sau ciuma aceasta din dreptul poporului. Și ce frumos când totul se termină frumos sau cu bine. Capitolul 24, versetul 25. David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Atunci, spune cuvântul Domnul, ultimul verset din această carte, a fost potolit față de țară și a încetat urgia
deasupra lui Israel. Viața lui David este asemănătoare cu viața fiecăruia dintre noi, cu reușite, biruințe, dar și cu probleme și falimente. Închei cu o întâmplare. Se spune că la un moment dat un profesor a luat în mână un pahar cu apă. El a ținut acest pahar până când toți studenții din sală au început să murmure, au început să șușotească. Și profesorul a pus o întrebare. Cât credeți că, virgulă, cântărește acest pahar cu apă? 50 de grame, a răspuns unul. Altul a răspuns 100 de grame, altul 125 de grame. Profesorul a răspuns, sincer să fiu, nu știu. Și n-avem de unde să știm cât cântărește paharul acesta. Pentru a ști cu certitudine cât cântărește paharul acesta cu apă, ar trebui să-l cântărim. Dar întrebarea, spunea profesorul, este alta. Ce se va întâmpla dacă țin paharul acesta cu apă în mână timp de 5 minute? Nimic, au răspuns studenții. Ce se va întâmpla, spunea profesorul, dacă îl voi ține timp de o oră? Va începe să vă doară mâna, a răspuns un student. Dar ce se va întâmpla dacă voi ține paharul acesta în mână timp de o zi întreagă, a spus profesorul. Mâna dumneavoastră va amorți, veți simți o tensiune puternică în mușchi și ați putea rămâne cu mâna paralizată, a răspuns un student sub râsetele colegilor. De acord, a răspuns profesorul calm. Dar greutatea paharului, a întrebat el, s-a schimbat în tot acest timp? Nu, au răspuns toți. Atunci de ce a apărut durerea de umăr și tensiunea în mușchi? Studenții s-au pus pe gânduri. Ce trebuie să fac, spunea profesorul, să scap de această durere? Să puneți paharul jos, au răspuns studenții. Corect, a spus profesorul. Același lucru se întâmplă, încerca să le explice profesorul, același lucru se întâmplă cu problemele noastre, cu reușitele noastre zilnice. Dacă le veți avea în mintea voastră sau în gândul vostru pentru 5 minute, e ceva normal, e ceva firesc. Dacă vă veți gândi la ele însă o perioadă lungă, durerea nu se va lăsa așteptată. Iar dacă veți continua să vă gândiți la ele, permanent problemele vă vor provoca disconfort și vor duce la rău și la rău și tot mai mult, tot la rău și la mai mult rău. Deci merită, spunea profesorul, să vă necăjiți dacă greutatea paharului oricum nu se schimbă? Ideea este, vedeți, dragii mei, indiferent de problemele sau falimentele, din viața noastră nu se schimbă absolut nimic gândindu-ne la ele sau ținându-le în viața noastră. Ba, dimpotrivă, ne este tot mai greu și afectează tot mai mult ființa noastră în întregime. De aceea soluția este ca toate gândurile, problemele noastre, falimentele noastre, soluția este să le punem jos. Adică să le încredințăm lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, ți le încredințez ție, Doamne, ți le dau ție. Nu degeaba Dumnezeu ne-a spus, de atâtea și de atâtea ori, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Nu le mai țineți pentru voi. Puneți-le jos, aruncați-le asupra Lui toate îngrijorările voastre, lăsați-le în seama Lui. Domnul Iisus spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
Și eu vă voi da o dihnă pentru sufletele voastre. Nu vă îngrijorați de nimic, nu vă temeți. Copilașilor, spune Ioan, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și multe, multe alte promisiuni de genul acesta. Întrebarea este, ascultăm de ce ne spune Dumnezeu? Ascultăm ceea ce ne spune Dumnezeu în cuvântul Său? Dumnezeu să ne ajute indiferent ce ar îngădui El în viața noastră. Probleme, falimente, reușite sau nereușite, să ne punem întotdeauna viața la dispoziția lui Dumnezeu. Să trăim întotdeauna călăuziți de El în toate lucrurile și să ne punem încrederea în Dumnezeu. Cântarea pe care aș dori să o cântăm, în încheiere, asta de fapt ne și spune și la asta ne îndeamnă. Mă încred în El orice s-ar întâmpla. Orice înseamnă orice. Mă încred în El orice s-ar întâmpla. Pe drumul meu sau în viața mea. Fie ce-o fi, în orice zi, Cerescul Tată m-a călăuzi. Și refrenul spune exact ceea ce am vorbit în seara aceasta. Mă încred în El, El știe soarta mea. Pe stâncă, sus, sau în adânc de văi. Lovit de val, ajung la mal. Cerescul Tată m-a călăuzi. Amin. Mă-ncred în El, orice s-ar întâmpla, pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de văi, lovit de val, ajung la mal, Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, oriunde aș fi dus, chiar în cuptor de foc de aș fi pus, în suferinți sau bucurii, Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de văi, lovit de val, ajung la mal, Cerescul Tată m-a călăuzit. Să cântăm și strofa a treia, pe care rog pe fratele Raț să ne conducă în rugăciune de încheiere înaintea Domnului, cu voce tare. Vă rog, ridicați. Mă încred în El chiar și când nu înțeleg. Eu voia Lui întotdeauna aleg, căci doar așa în slava Sa, Cerescul Tată m-a călăuzit. Amin. Mă încred în El chiar și când nu înțeleg. Eu voia Lui întotdeauna aleg,
căci doar așa, în slava sa, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de văi, lovit de val, ajung la mal, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe sâncă sus sau în adânc de văi, lovit de val, ajung la mal, cerescul Tată m-a călăuzit. Amin. Amin, Doamne. Îndură-te în continuare de noi, ca și biserică. Amin. Amin. Cercetează-ne în continuare prin cuvântul Tău. Amin. Îți mulțumim că ne dai pe fratele Obi și te rog să-L binecuvânteze. Amin. Amin. Pe El, cu sănătate și familia Lui. Amin. Doamne, urmărește-ne și săptămâna care a intrat. Amin. Acesta, te rugăm, Doamne. Și ajută-ne să Îl trăim în fiecare zi din viața noastră. Amin. Amin. Situație și orice s-ar întâmpla. Amin, Doamne, ajută-ne. Pentru că El este singurul care ne poate ajuta și poate să ne scape din orice situație. Amin. Să vii să fie numele Lui. Amin. Te rog să te îndure cei cunoști în poporul Tău. Amin. Te aduce și pe ei, Doamne, și Tău un cuvânt de mângâiere și pentru ei. Amin. Să te îndure de familia noastră. Amin. Amin. Mulțumim pentru tot ce ne-ai dat, pentru tot ce îi faci pentru noi. Aceasta e slava acum și în veci. Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt să fie să rămână cu noi cu toți, acum și pentru totdeauna. Amin. Vă rog să ocupați locul. Slăviți să fie Domnul pentru seara aceasta, Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Cu ajutorul Domnului ne reîntâlnim miercuri pe săptămână, de la ora 7 în casa Domnului și mai apoi duminica viitoare, de dimineață cu cina Domnului și mai apoi din nou seara de la ora 6. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Nu uităm de înghețata din partea familiei Muntean de dimineață. O să merg eu imediat să o aduc aici, dacă vreți să o luați ori pe mașină, ori stăm aici, cum vreți dumneavoastră să mâncăm, cum consideră fiecare dintre dumneavoastră mai potrivit. Mulțumim familiei Muntean, chiar dacă nu sunt în mijlocul nostru. Înghețata e pentru că fratele Muntean a luat cetățenia americană și corectez ceea ce am spus, fratele nu a fost cu translator. Fratele a luat el în limba engleză testul,
fratele Dani sau băiatul fratele Muntean mi-a scris mesaj că și Emma a intrat cu fratele, dar din câte am înțeles, doar a intrat cu fratele Muntean în incinta respectivă, unde a avut loc examenul, dar nu i-a tradus, nu a fost la interviu, la interviu cu fratele. Fratele a luat în limba engleză și ne bucurăm pentru lucrul acesta. Spunem slăvit să fie Domnul. Domnul să îi binecuvinteze ca și familie. Luați așadar înghețata din partea familiei Muntean. Vreau să vă mai întreb ceva, dacă știe cineva ceva de familia Ruzmir. Am vrut să știu, o să-i sun și eu în seara asta. Mă gândeam că au plecat în Tennessee. Ok, o să-i dau și eu un telefon atunci să vorbesc cu fratele Ruzmir. Sora Vicky, dacă știți ceva. Mi-a scris mie, că eram aici. Ce nu mă simt bine, simt acasă. Domnul să-i binecuvinteze cu sănătate și să ne rugăm pentru frații noștri și pentru fratele Ruzmir și pentru sora Vicky. Dumnezeu să le dea sănătate și să poată veni din nou cât mai repede în mijlocul nostru la închinare. Amin. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin.